Bună ziua, domnule Budrala. Bună ziua. Mulțumim în primul rând că v-ați fost de acord să ne acordați, să răspundeți câtorva întrebări referitoare la festivalul Astra Sibiu. Suntem deja la 20-a ediție, putem spune o ediție aniversară, și aș vrea să vă întreb cum au fost acești 20 de ani. Au fost ani și grei, și când spun asta mă refer în special la partea financiară și la unele tendințe de a stopa festivalul din partea unor instituții, dar au fost și ani extraordinari. Am avut ocazia în cei 20 de ani să urmărim prin filmul românesc, pe de o parte, evoluția României. Am avut ocazia, prin prezențele internaționale ale unor legende ale documentarului, dar nu numai, să cunoaștem realitățile din lume, să le împărtășim, să le povestim cu participanții la festival. A crescut, aș putea spune, un număr imens de documentariști la Astra Film, s-au format, au schimbat idei cu regizori importanți din lume, cu antropologi. Practic, a fost un fel de mișcare culturală, aș putea spune, în acești 20 de ani. Bun, acum, dacă discutăm, totuși, dumneavoastră ați început festivalul undeva prin anii 1993. Dacă ar fi să comparați puțin cinematografia de acum 10-15 ani, să spunem, cu cinematografia de acum, prin prisma experienței cumulate de-a lungul acestor ani, credeți că cinematografia documentară din România se îndreaptă către o direcție bună? Da, asta este cuvântul. Se îndreaptă într-o direcție bună și asta în primul rând pentru că tot mai mulți tineri au acces la tehnica digitală, tot mai mulți tineri văd producțiile care se fac acum în lume și pot participa la diferite festivaluri și mai ales la festivalul Astra. În 93, filmele erau aproape în totalitate reportaje TV, produse de TVR, după clișeele pe care le știm din perioada trecută. Destul de greu s-a schimbat, dar s-a schimbat în mod radical și filmul documentar românesc este, dacă în, să zicem, în 96, 98, 2000, chiar și 2002, era o problemă totdeauna pentru juriu dacă se acordă un premiu pentru filmul românesc sau nu. Acum nu mai este această problemă. Sunt producții foarte bune care pot să se alinieze la producțiile internaționale. Bun, în cadrul programului special aniversar, Astra Film va propune o selecție a filmelor proiectate în cei 20 de ani de existență ai festivalului. Care au fost criteriile de selecție a acestor filme? În primul rând, filmele care au fost în secțiuni speciale, filmele care aveau ceva de spus. În al doilea rând, filmele care au fost premiate și, în al treilea rând, filmele de referință care, de-a lungul timpului, au dat tonul filmului documentar. Și încă urmează să lanseze o carte care va avea ca temă 20 de ani de documentar în România. Ce puteți să ne spuneți despre această lucrare? Aș vrea să vă spună cartea mai multe. Deci s-a lucrat la această carte, mai mulți autori au scris, au avut recenzii, au povestit evoluția documentarului românesc și a festivalului Astra. Și după ce va fi gata, o veți cunoaște. Atunci o să aflăm și noi exact ce... Da. Dacă ar fi să o luați de la capăt, bine, acum ne gândim la nivel ipotetic, dacă ar fi să o luați de la capăt, referindu-mă la festival, sau ați schimbat ceva la conceptul festivalului, regretați ceva din acești 20 de ani de festival? Adică considerați că ați fi putut să faceți ceva mai bine și nu ați făcut la timpul respectiv? Întotdeauna este loc de mai bine. Vreau doar să spun că chiar și ediția din 93 a avut toate ingredientele unui festival internațional. În 93, când noțiunea de sponsori era inexistentă, când festivalul se făcea cu mașina de scris, când circulația în străinătate era extrem de greoaie, noi am avut jury internațional, am avut premii, am avut sponsori, PR, publicitate outdoor. Am continuat acest traseu și l-am îmbogățit continuu. Sigur că întotdeauna este loc de mai bine, nu știu ce aș schimba. Nu dau seama acum, dar probabil partea financiară, partea de finanțare a festivalului ar trebui, nu știu, dar nici nu găsesc... Considerați că autoritățile locale sau chiar cele centrale... Autoritățile locale s-au implicat mai puțin autoritățile centrale. Mai puțin autoritățile, da.
Da, din păcate asta este, este o problemă cu cinematografia în România, în general. Este o, o zonă subfinanțată, din punctul meu de vedere, bănuiesc că și, și dumneavoastră considerați la fel. Acum ce să, ce să spunem? Ne vedem peste alți 20 de ani? Ar fi bine, ar fi minunat. Să ne vedem la o nouă ediție aniversară, să spunem, 40 de ani. Da. 40 de ani. Doresc. Aveți ceva de transmis publicului? Să vină la Astra Film. De acum încolo și în următorii 20 de ani. Interesante. Am înțeles. Bun, vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult pentru interviu acordat. Multă plăcere.